fiți la sfârșitul acestei prime părți premiați în partea dumneavoastră aici. Dau cuvântul colaboratorului nostru, un practician. Am spus că da, deci un colaborator, evaluator de risc, un practician, un palmares impresionant în domeniu, domnul Mistrețiu Traian Narcis, care ne va spune câteva cuvinte despre acest curs. învăț oamenii și ar simți o vocație pentru
am venit cu o propunere, domnul președinte a fost de acord, cei care nu vor îndeplini condițiile la un anumit moment, dar sunt niște condiții de studii, sunt niște condiții de experiență profesională, să participe la aceste cursuri, să învețe, să știe, pentru momentul la care ei vor reuși totuși să îndeplinească în totalitate condițiile cerute prin lege pentru a îndeplini această funcție. Odată ce ei vor fi capabili să îndeplinească aceste condiții, totul va fi în regulă, ei vor putea să